Instituții importante, chiar în centru amplasate, trebuiau modernizate, dar mai rău au fost stricate. Parcă spui că este un bloc de nefamiliști. Și în bloc de nefamiliști este ceva mai frumos. Și știi ce instituție este, nu? Știu. Este o casă de servicii publice pentru liberarea Dâmpovița, a pașaportelor. Nu știu de ce Dumnezeu îți lăsând de așa de câțiva ani. Asta a avut fațadă bună odată, după când știu că era hotelul partidului pe timpul... În 2008 ne-am făcut o pașaport și era tot jupuit așa. Merită mai multă atenție acordată, nu? Merită, dar depinde cine o fi cu bani, cine știe ce face cu învârte. Ha, asta de când, o știu eu, așa a fost. Așa ar trebui să arate normal? Este o instituție importantă? Nu, e deplorabil. Faptul că este în centru este mai... Mai ales ce instituție funcționează în clădirea din față. Și de ce s-a mai decupertat? Nu a decupertat, prezenta pericol. Dar, de exemplu, la poliția municipală ați fost? Nu. Arată mai rău. Nu, grupuri sanitare, uși căzute, chiar le-am zis, cea mai urâtă instituție în care am intrat. Oh. Nu contează unde sunt amplasate, contează imaginea lor. Și e și o instituție care are și ea o valoare. De ce credeți că nu ia nimeni măsuri? Fiindcă așa e la noi în România. Nu sunt fonduri suficiente, oare? Eu cred că sunt fonduri. Eu cred că sunt fonduri. Și altceva ce mai credeți, dacă spuneți că fonduri sunt? E și multă corupție. E și multă... Adică dumneavoastră vreți să spuneți că s-ar fi putut face dacă s-ar fi insistat? Da, sigur că da. Da, imaginea contează, e bună intenția, dar se și finalizează, nu strici, apoi lași așa, că e mai rău decât era.